Tot mai multe state anunță planuri pentru relaxarea restricțiilor după 2 ani de pandemie. Italia, primul focar european, a anunțat că masca de protecție nu va mai fi obligatorie afară. O măsură similară a fost anunțată și în Spania, în timp ce statele nordice au adoptat planuri în etape. Danemarca și Marea Britanie sunt țările de pe continent care au renunțat aproape integral la restricții. În Italia, autoritățile sanitare italiene intenționează să ridice din februarie obligația purtării măștii în exterior. Cu toate acestea, italienilor li se va cere în continuare să aibă măștii la ei și să le poarte, mai ales în mulțime, a spus el. Două, va mai dura. Cum s-a făcut relaxările acum? Păi ia, umblăm pe stradă cu bolnița în față, de o dracu de treabă. Prea, îi din care afară. Portul măștilor de protecție în aer liber nu va mai fi obligatoriu în Spania începând din 15 februarie. Se va pune astfel capăt măsurii referitoare la măști, care a fost reintrodusă în 22 decembrie 2021 din cauza valului de infectări provocate de varianta Omicron. Părerea mea e că nu ne putem relaxa decât atunci când suntem liberi la graniță. Până atunci nu-i nicio relaxare. Scap de una și de delta. Deci spuneți că mai avem până să se termine pandemia. Nu-i numai pandemia, nu vedeți că s-au adunat pe poporul ăsta. Începând de joi 27 ianuarie, în Marea Britanie, purtarea măștii nu mai este obligatorie. Telemunca nu mai este recomandată oficial, iar pentru accesul în cluburi sau la anumite mari întruniri, nu mai este necesar un certificat sanitar. Carantina este însă obligatorie pentru persoanele confirmate ca având virusul. Danemarca a anulat toate restricțiile interne anti-COVID-19 de la 1 februarie. Masca de protecție nu mai este impusă, iar la evenimente nu mai este cerut un certificat COVID-19.